Suntem în toamna anului 213 al erei noastre, la Porolisum, pe frontiera nordică a provinciei Dacia, partea Imperiului Roman la acea dată de peste un veac, vin vești că împăratul Caracalla i-a învins pe germanici. Ba mai mult, se zvonește că acesta se află deja pe frontiera nordică a provinciei Pannonia, iar în drumul său spre Orient va vizita și provincia Dacia și Porolisum. Însă nu toate veștile sunt de bun augur. De ceva vreme, pe împărat îl cuprind remușcările asasinării fratelui său Geta, ucis chiar în brațele mamei lor, Iulia Domnului. De aceea, Caracalla a cerut ca zeii să fie invocați pentru a-l salva. Printre acești zei se află și unul mai puțin cunoscut, numit Sarapis. Sarapis este un zeu de origine egipteană, iar cultul său se propagă din vremea Ptolemeilor, dinastia conducătoare a Egiptului după moartea lui Alexandru cel Mare. Zeul este rezultatul unui sincretism dintre Osiris, zeul lumii de apoi, și taurul Apis. În vremea romanilor, cultul lui Sarapis se difuzează în întreg Imperiul Roman. Templul său de la Alexandria devine, sub împăratul Caracalla, un loc de pelerinaj unde în fiecare an exista o mare procesiune religioasă, iar pelerinii veniți în întreaga zonă, inclusiv din Dacia, mărșăluiesc prin oraș cu torțele aprinse. La Porolisum, vizita împăratului și cerințele sale privind zeii nu rămân fără ecou. Într-o casă construită în vremea în care Caracalla vizita zona dunăreană, aflată în vecinătatea castrului, în timpul cercetărilor arheologice realizate la începutul anilor 2000, a fost descoperită o statuetă de bronz, un bust care îl înfățișează pe zeul Sarapis. Piesa în sine este de o înaltă calitate artistică, fiind evidențiată în cel mai mic detaliu elementele anatomice, cum ar fi ochii. Ca imagine, Sarapis se aseamănă într-o bună măsură lui Jupiter, fiind redat ca un personaj dobru cu barbă. Pe pieptul său este redată acvila romană imperială, semn că e vorba de un sincretism religios între zeul suprem roman Jupiter și Sarapis. Ceea ce îl distinge este elementul pe care îl poartă pe cap. Este vorba despre un vas denumit în greacă Kalatos sau Modius, în limba latină, reprezentând fertilitatea și puterea zeului. Bustul este turnat gol, ceea ce indică că era așezat pe un suport, iar locul unde a fost descoperit, o cameră a casei amintite, arată că statueta inițial se afla într-un loc special denumit Lararium, un loc sacru al casei, în care proprietarul și familia sa se rugau ocazional acestui zeu pentru sănătatea lor, a împăratului și pentru stabilitatea Imperiului Roman. Statueta înfățișând pe Sarapis reprezintă doar una dintre evidențele religiei romane din această importantă așezare a provinciei Dacia. Ea se adaugă unui lung șir de descoperiri de statui, altare sau temple ale unui număr impresionant de divinități, formând ceea ce azi denumim religia romană la Porolisum.